Constantin Gheorghe pare să fie rupt de realitate și trăiește în trecut. O dovedește faptul că propune în campania electorală proiecte pur și simplu nerealizabile. Cu gândul la un nou mandat, fostul primar al Severinului vorbește din amintiri despre rețeaua de căldură a orașului. Gheorghe aduce în discuție vechea centrală pe cărbune, fără să precizeze că aceasta a fost închisă de Garda de Mediu chiar în timpul mandatului său. Ori a uitat, ceea ce este impardonabil pentru un candidat la funcția de primar, ori se face că plouă. Vechea centrală pe cărbune a fost închisă întrucât era extrem de poluantă și nu respecta normele Uniunii Europene, iar România era pasibilă de sancțiuni drastice. Constantin Gheorghe pare să trăiască în trecut și nu ține pasul cu rigorile prezentului. Într-o lume în care se vorbește despre surse ecologice de producere a energiei, el readuce în discuție vechea centrală pe cărbune a Severinului. Total rupt de realitate, acesta insistă cu un subiect despre care nu spune adevărul. Centrala a fost închisă chiar în timpul mandatului său, întrucât era extrem de poluantă și nu respecta normele internaționale. Uniunea Europeană amenința România cu inițierea procedurii de infringement dacă nu închidea această centrală. Reprezentanții Gărzii de Mediu explică motivul pentru care a fost luată această decizie. Compania RAN nu mai poate funcționa pe cărbune. Aceasta a fost în 7-8-2015 controlată de către Garda Națională de Mediu, în care am dispus un proces verbal de sistare a activității și amendă în cuantum de 30.000 de RON. În acest moment, centrala mai poate funcționa cu cărbune și poate relua activitatea? Este imposibil ca centrala să mai funcționeze în acest moment pe cărbune. În aceste condiții este greu de înțeles de ce Constantin Gheorghe insistă în privința repunerii în funcțiunea centralei. Ori nu spune adevărul pentru a obține capital electoral, ori este complet depășit de situație. În acest ultim caz, lucrurile sunt la fel de grave ca posibilitatea de a ascunde adevărul cu bună știință. Un primar neracordat la realitate reprezintă o condamnare sigură la sărăcie pentru un oraș care are toate șansele să devină un pol al energiei electrice. În plus, există un proiect semnat de statul român pentru realizarea unei centrale electrice pe gaz care ar transforma zona într-una deosebit de importantă pentru economia românească. Este dovedit faptul că severinenii își doresc racordarea la gaz, dar Gheorghe le vorbește despre cărbune. În timpul mandatului său, extinderea rețelei de gaz a fost un vis îndepărtat. Acest fapt dovedește cât de departe este de dorințele oamenilor și cât de mult îl interesează părerea acestora. În orice caz, simpla menționare a acestui subiect demonstrează faptul că fostul edil nu reușește să țină pasul cu prezentul. În vremurile actuale se vorbește despre surse de energie regenerabile, ecologice, iar la Severin, candidatul la funcția de primar Constantin Gheorghe vine cu propuneri demne de acum 100 de ani, pe care țările civilizate le-au încadrat la capitolul istoriei. Tot acolo pare să ne potrivească și Gheorghe, adică în trecut, căci prezentul nu pare să fie pe înțelesul său. Cum era de așteptat, nici de data aceasta nu a dorit să ofere un punct de vedere reporterilor RTS.